Bine ai venit în lumea mea, de unde ai să înveți ceva? Să ne grăbim, copii bunici, să învățăm de la arici, de la furnică, greier, gâză și nu încerca să aduci vreo scuză. Ascultă, rostul celor ce îți spun e să te lupți să fii mai bun, să te ferești de șerpi, de lupi, de rău, nici când să nu te ocupi, să urmărești mereu ce-i bine și Dumnezeu va fi cu tine. Un fluture, un elefant și un rinocer. Odată, sub adâncul cer, s-a fost luat la luptă cruntă un elefant și un rinocer, doi uriași, precum se știe, ce nu puteau să mai încapă pe cât avem pământ și apă. Bătându-se împinși de dorul să viețuiască cât mai bine, priveau la ei jivine multe și libelule și bovine, dar nimeni dintre cei de față, atrași de negrăita ceartă, nu căuta ca să-i despartă. Și așa, neîmpiedicați de nimeni, sub cât era albastrul bolții, cei doi se sfâșiau cu colții, se tevăleau zbierând sălbatic, își sfârtecau statura înaltă, iar sângele din ei și roaie curgea de se făcuse baltă. Un fluture, venind atunci din înfloritele lui lungi și înțelegând că uriașii cei doi voiau să se omoare, sări între ei ca să-i despartă cu o a lui stelate aripioare. Dar lupta deveni mai cruntă. Vrăjmașii se loveau cumplit, căci orice colț ce avea în gură era tăios ca un cuțit și ascuțitele cuțite tăiau în cele două vite, iar fluturele, numai sunet între elefant și rinocer, părea o flacără albastră căzută pe pământ din cer. Dar, într-o clipă blestemată, adus de vârful unei trestii, sărmanul flutur fu să piară, strivit de cele două bestii. Atunci, un papagal albastru care văzuse aceste toate a zis unui nepot: nepoate, să-ți fie minți învățătură aceea ce văzut ai azi. Și în greșul fluturelui nostru tu niciodată să nu cazi, căci, mic fiind, dacă te amesteci în lupta unor uriași, poți fi strivit ca bietul flutur, cu zile teafăr nu mai ieși.